Operațiunea de cercetare și descărcare arheologică a început la Spitalul Regional de Urgență Iași. Vestigii din epoca cucuteniană vor fi scoase la iveală de către o echipă de arheologi pe o suprafață de aproximativ 3600 de metri pătrați din arealul Spitalului Regional de Urgență Iași. Durata lucrărilor este estimată la aproximativ două luni, dar nu va afecta parcursul implementării proiectului. În data de 18 octombrie, Ministerul Culturii, Direcția Patrimoniului Cultural, a autorizat Institutul de Arheologie Iași, Complex Muzeal Național Moldova Iași, să efectueze săpături arheologice preventive în situl Spitalului Regional de Urgență Ieși printr-o cercetare preventivă, situația în punctul sit arheologic descoperit cu ocazia supravegherii arheologice pentru lucrările de la Spitalul Regional de Urgență. În timpul supravegherii arheologice au fost descoperite artefacte preistorice, ceramică, uneltă de piatră, lutuia la arsă specifice culturii cu cuteni și s-au conturat complexe arheologice adâncite ce conțineau la conturare materiale arheologice preistorice. Odată cu terminarea acestor operațiuni, prima etapă de implementare se va apropia de finalizare. Procedura de achiziție a pachetului 2 de lucrări este în stadiu final de evaluare, iar în luna decembrie va fi desemnat consorțiul câștigător.